Dumnezeu, Dumnezeule, pentru că lumina sunt poruncile tale pe pământ. Yeah.
să nu te dai morții și afară de împărăție să te îngoi, ci te deșteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, miluiește. Iată mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care va afla privind. Este iarăși pe carele va afla lene vindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să să nu te dai morții și afară de împărăție să te îngui, ci te deșteaptă Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Sfinților Tăi, miluiește. Iată mirele vine în miezul nopții și fericită e sluga pe care va afla
rugăciunile născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi
înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Judecătorule cel nevăzut, cum te-ai văzut cu trup și merg să fii ucis de oameni fără de lege, judecând judecata noastră cu patima ta, pentru aceasta laudă, mărire și slavă înălțând puterii tale cuvinte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ziua aceasta luminat aduce începuturile patimilor Domnului. Veniți, dar, iubitorilor de prăzbuire, să-L întâmpinăm cu cântări, că ziditorul merge să ia răstignire între băi și bădăi, judecându-se de Pilat și încă lovindu-se cu palma de la rod peste cap. Toate vor să le rabe ca să mântuiască preom, pentru aceasta să strigă, iubitorule de oameni, Hristoase Dumnezeule, dăruiește iertare de greșeli celor ce se închină cu credință prea curatelor tale. Pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Fărciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să-mi aminte!
În vremea aceea, pe când se întorcea în cetate, Iisus a flămânzit și văzând un smochin lângă cale, s-a dus la el, dar n-a găsit nimic în el decât numai frunze și a zis lui, de acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac. Și smochinul s-a uscat îndată. Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat zicând, cum s-a uscat smochinul îndată? Iar Iisus, răspunzând, le-a zis, adevărat grăiesc vouă, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ci și muntelui acestuia de veți zice, ridică-te și te aruncă în mare, va fi așa. Și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi. Iar după ce a intrat în templu, s-au apropiat de el pe când învăța arhiereii și bătrânii poporului și au zis, cu ce putere face aceasta? Și cine ți-a dat ție puterea aceasta? Răspunzând, Iisus le-a zis, vă voi întreba și eu pe voi un cuvânt la care te înveți răspunde și eu vă voi spune vouă cu ce putere fac acestea. Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau întru sine zicând, dacă vom zice din cer, ne va spune de ce dar n-ați crezut lui, iar dacă vom zice de la oameni, ne temem de popor, fiindcă toți îl socotesc pe Ioan ca proroc. Și răspunzând ei lui Iisus au zis, nu știm. Zisa lor și el, nici eu nu vă spun cu ce putere fac acestea. Dar ce vi se pare? Un om avea doi fii. Și ducându-se la cel din tâi, i-a zis, fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea. Însă el răspunzând a zis, nu vreau. Dar mai apoi, părându-i rău, s-a dus. Asemenea, și la al doilea mergând, i-a zis tot așa. Acesta răspunzând, i-a spus, mă duc, dar nu s-a dus. Care dintre aceștia doi a făcut voia tatălui? Zisau lui cei din tâi. Zisa lor Iisus, adevărat grezg vouă că vameșii și desfrânatele vor merge înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Căci a venit Ioan la voi în calea dreptății și n-ați crezut în el, dar vameșii și desfrânatele au crezut, iar voi ați văzut și nu v-ați pocăit nici după aceea ca să credeți în el. Ascultați dar altă pildă. Era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu garda săpată neateasc, a clădit un turn și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia roadele, dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis alți slujitori, mai mulți decât cei din tâi, și au făcut cu ei tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să avem noi parte de moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns, pe aceștia răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători care vor da roadele la vremea lor. Zisa lor Iisus, oare n-ați citit vreodată în Scripturi, piatra pe care o nesocotit-o ziditorii aceasta a ajuns să fie în capul unghiului, de la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat într-o ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va zdrobi. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul mă curățește.
că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purune. Ție unii am greșit și rău înainte ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zemislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudă ta. Că de fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de totul le vei binevoi. Jertfă lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o vorgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări. Înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite-ne nouă milele tale cele bogate pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților, slăviților, bunilor, biruitori, mucenici, ale sfinților cuvioșii de Dumnezeu, purtători, părinței noștri, cu ale sfinților a căror pomenire o să vășim, cu ale sfinților, dreptilor, dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși, care ne rugăm ție și ne miluiește pre noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Celui ce și cu valuri cu dumnezeiască poruncă s-a uscat și a trece de destru printr-însa Slavă ție,
Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfânta, născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iacob plângea pentru lipsa lui Iosif și viteazul ședea în căruță, ca un împărat fiind cinstit cu plăcerilor egiptenice, atunci nefăcându-se rob, s-a mărit în schimb de la cel ce vede inimile oamenilor și dă cunună nesticăcioasă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Peste tânguire să mai adăugăm acum tânguire și să vărsăm lacrimi, plângând împreună cu Iacov pe Iosif, cel vrednic de laudă și înțelept, pe cel ce s-a robit cu trupul, iar sufletul și l-a păzit nerobit și a domnit peste tot Egiptul, că Dumnezeu de slugilor sale cu lună nestricăcioasă. Sinaxar, în această lună, în ziua 14-a, pomenirea celui dintre sfinți, părintului nostru Martin Mărturisitorul, Papa al Romei. Tot în această zi, pomenirea sfinților mărturisitori, episcop de Apus, Serghie, Pir și Teodor, care au fost împreună cu Sfântul Martin. Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Ardalion, comediantul. Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Tomaida. În Sfânta și Marea Lună se face pomenire de fericitul Iosif, cel prea frumos, și de smochinul care s-a uscat prin blestemul Domnului. Pentru rugăciunile prea frumosului Iosif, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin. În fricoșatul s-a de nescurcatul trup, cel într-o podoabă cu sufletul al tinerilor celor cu
cu bună credință și s-a depărtat focul cel neîncetat, ce se hrănise cu multă uscătură și văpaia cea purură vie potolindu-se, cântare vecuitoare se cântă, pre Domnul toate lucrurile lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii. Slavă ție! Atunci vă vor cunoaște toți pe voi că sunteți ucenici ai mei, de veți păzi poruncile mele și să Mântuitorul prietenilor săi, pace să aveți între voi și cu toți, și gândind de cele smerite, vă veți înălța, și Domnul mine cunoscându-mă, lăudați-mă, și mă prea înălțați întru toți vecii. Să laudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Rânduiala voastră a celor de un neam, să vă fie vouă potrivnică obiceiului păgânesc, că socoteala cea întru sine volnică nu este sorța meu, ci este tiranie. Deși cel ce voiește dintre voi să fie mai ales, să se facă mai mic decât toți ceilalți, și Domn pre mine cunoscându-mă, lăudați-mă.
Sfânta curată, prea binecuvântată,
Beata Mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoară și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Și mă
lăudați-L pe El, pentru puterile Lui lăudați-L pe El, după mulțimea măririlui. Mergând Domnul spre patima cea de bună, Ierusalimul cel pământ.
ca să pătimesc, ci mă voi sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și împreună vă voi înălța pre voi la Ierusalimul cel de sus, în împărăția cerurilor. Lăudați-L pe El în chimbale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimbale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. Ajungând noi credincioșii la patima cea mântuitoare a lui Hristos, acum, Doamne!
ne-ai arătat nouă lumină. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună învoire. Lăudăm-te bine, te cuvântăm, închinăm-ne ție, slădim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte, Atoțiitorule, Doamne, Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne, Dumnezeule, Mielușelului, Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl, amin. În toate zilele bine Te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă neam și neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde-mi la Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în noaptea aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Să fim în rugăciunea noastră. Mântuiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului, miluiește! Tatăle, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Doamne! De păcate și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere. Doamne! Vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cere. Fără durere neînfruntate în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Doamne! Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții s-o pomeni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Noi înșine și unii pe alții,
alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă. Al iubirii de oameni ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru ani în care am văzut rele și caută spre robii tăi și spre lucrurile tale și îndreptează pe Sunt pe un
zi să nu se asemene păgânilor, ca să se pânească pe cei mai mici, că nu va fi așa. Să-i voi iasă
numele Tău prea înalte. Am vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Bine este nemărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înalte. Am vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vii împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În biserica slavei Tale stând în cer asta ni se pare născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești ușă cerească deschide nouă ușa milei Tale. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, precuvioase Părinte! Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate Ceresc, pe binecredinciosul nostru popor ocrutește-l, credința o întărește pe cei răi, îi îmblânzește, lumea o împacă, sfântul locașul acesta bine-l păzește. Pe cei mai înainte răposați, părinții și frații noștri, în locașurile drepților îi așează. Iar pe noi, într-o păcăință și mărturisire, ne primește ca un bun și de oameni iubitor. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăvii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii de șert, umilda mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-L mie, slugii Tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosului, Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă, fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosului, Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă. Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă.
Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă. Fără de număr am greșit, Doamne, iartă. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăvii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu-mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Preacuvioase Părinte, binecuvintează! Venind Domnul spre patima cea de bunăvoie, pentru mântuirea noastră, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule nostru, miluiește-ne pe noi!